vă spun una bună, că tot vorbeam de domnul Mititelu. Când era vorba că schimbăm antrenorul, i-a trimis cuiva care mă cunoaște, i-a trimis, că a vrut și domnul Mitelu, că eu chiar nu fac echipa. Și a trimis numărul în Napoli și a spus, te rog frumos, spuneți-l pe Napoli, că dacă tot nu face rotare echipa, măcar să vă fac eu și o să vedeți că o să câștigați. Bună, rău asta. Dar este reală, nu este glumă. Asta este caz real. A, da? Haideți că vă fac eu echipa. Bun. Deci v-a trimis domnul Mititelu prin cineva? Nu mie. Da. Culpa, da. Și ce a zis? Că să-l puneți pe Napoli, a? Să-l puneți pe Napoli că dacă tot nu fac eu echipa, măcar să o facă el. Să o facă Mititelu la voi. Da. Dar nu e gluma asta, nu? Nu e glumă, e real. Bună. Deci nu le aveți pe astea cu făcutul echiperul și cu sunatul? Nu am timpul necesar. Eu vreau să mă duc la meci să mă bucur. Mi-aduc aminte de experiențele la meciuri înainte să fiu implicat în fotbal. La echipa națională, spre exemplu. La ora 9-10 mă trezeam cu emoție, sau dacă era duminica, că nu mă trezeam în timpul săptămânii la 9-10, că altfel nu mai făceam nimic, mă trezeam cu speranță. La ora 12 deja eram cu prietenii, la ora 1 eram la restaurant. Mâncam, beam, până la ora meciului, mergeam pe stadion, înjuram patronii, înjuram jucătorii, da? Ne bucuram de toate lucrurile astea. Venea, dacă câștigam, aveam stare euforică. Mai continua șprițul? Continua și dacă pierdeam, bă, am pierdut, dar măcar știți, e un ban, dar nu pot să-l spun, înțelegi? Așa. Despre asta este vorba. Nu mai pot să fac asta. Dar îmi doresc, îmi lipsește acest lucru. Uh-huh. Zi de meci, ziua de meci, ziua în care te trezești, îți pui fularul la gât, te duci la un pub, da? Te duci pe stadion, dai afară de fulezi și te întorci acasă. Ați pierdut această bucurie? Nu mai pot să o fac pentru că sunt persoană implicată, dar vreau în continuare, când sunt meciurile, cred că de două ori am intrat înainte de meci în vestiar. De două ori. Odată când chiar domnul Porumboiu, care acum îl văd că este un mare contestatar al nostru, m-a sunat, că eu nu înțeleg de unde a plecat această ură împotriva PSN, din vechea camarilă pe care o avea. M-a sunat și mi-a zis, băi Mihai, îți jucam cu FCSB-ul la București. Din experiența mea, tu te și triplează-le prima în vestiar anunță înainte de meci, pentru că își vor da viața și vor câștiga. Nu că le-am tripat, le-am intrat în vestiar și le-am zis, vă dau 5.000 de euro. Primă de om, de la 1.000. Da? Toată lumea bucuroasă, ne-au bătut 2-0. Și am intrat încă o dată, acum, când am fost, când am fost la Rapid, da? Dar doar am zis, băi băieți, am venit aici să luăm 3 puncte. Vreau să văd singurul lucru pe care vreau să văd este atitudine. Și am avut atitudine, am fost agresiv în Giulești. Da. Cred că domnul Niță poate să confirme. Corect. Da? Am încercat să urcăm pe garduri. Acestea au fost cele două dăți în care eu, înainte de meci, am intrat în vestiarul universitar. La cu Rapidul nu le-ați mai promis primă, da? Nu, de atunci am terminat. De câte ori am promis primă mai mare, niciodată nu mi-a ieșit. Da, am înțeles.